Ca în fiecare an în această perioadă, compania Marsat, cel mai mare producător agricol din Moldova, va organiza marți 24 ianuarie, începând cu orele 10, la sala de conferințe a Hotelului Roman, reuniunea anuală de prezentare a ofertelor pe care le are în 2017. Pentru noi, deși este o zi liberă națională, va fi o zi de plină activitate, în sensul că vom organiza simpozionul anual privind oferta Marsat la înființarea de culturi agricole, acțiune ce se va desfășura la Hotelul Roman începând cu ora 10 și unde sunt invitați toți colaboratorii noștri și nu numai, și cei care ar dori să lucreze cu noi în campania lui 2017. La reuniune sunt așteptați peste 120 de reprezentanți ai fermierilor din Moldova, cu care societatea Marsat colaborează de ani de zile. Noi cam tot timpul am avut în jur de 100-120 de agricultori prezenți la astfel de simpozion. La fel și acum mizăm pe aceeași participare. Aceste reuniuni anuale dintre fermierii din zona Moldovei și cel mai mare producător agricol din zona Moldovei sunt un prilej de schimb de experiență pe programe specifice agriculturii în condițiile pedoclimatice din zonă.